Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Abilitatea ta de a te bucura de viață, de a avea farmec și de a te îndrăgosti te va ajuta să-ți petreci anul 2022 într-un mod distractiv și creativ, o atitudine mai matură față de casă te va inspira să ai grijă de amenajarea și armonizarea atmosferei din familie te poți aștepta la o descoperire în domeniul profesional. Îți vei putea realiza întregul potențial, datorită căruia vei obține un mare succes. Primăvara va aduce numeroase oportunități de carieră și avansare, dar trebuie să fii atent în relațiile cu oamenii. Cei mai de succes reprezentanței semnului vor avea dușmani și oameni invidioși. În viața ta personală, vei avea stabilitate nu sunt planificate modificări majore. Prin urmare, dacă există dorința de a aduce relația cu un partener la un nou nivel, de exemplu, pentru a te căsători, este mai bine să o faci înainte de anul nou sau mai târziu. Vei experimenta un val de inspirație creativă în 2022, chiar și acei lei, în a căror viață nu era loc pentru creativitate și gândire artistică, vor dezvălui în ei înșiși cel mai larg potențial și noi talente. După cum spune horoscopul pentru 2022, trebuie să renunți la stereotipuri și standarde sociale și să începi să gândești într-un mod nou, așa cum sugerează inima, este important să înțelegi că o creativitate este o parte integrantă a vieții, aduce bucurie și energie care pot fi cheltuite pentru muncă, sport și viață personală. Această energie creativă va permite multora dintre voi să realizeze fapte de carieră și alte realizări personale. Acelea care sunt obișnuite să alerge maratoane și să bată recorduri sportive nu ar trebui să rateze oportunității de dezvoltare ulterioară. Astrele te sfătuiesc să te dezvolți și să te străduiești pentru noi recorduri în domeniul sportiv. În același timp, ar trebui să te uiți către alte sporturi. Poate că mai sunt încă câteva vârfuri neinvinse pe care le poți cuceri cu ușurință. Cele născute sub constelația Leu și au început drumul către realizările din 2022 în urmă cu câțiva ani. Corectează dacă nu este așa. Cu toate acestea, nu contează acum. În anul Tigrului, vine timpul pentru punerea în aplicare a experienței acumulate, atât de viață, cât și profesionale. Astrele sugerează că problemele care anterior nu se rezolvau vor intra în istorie și că aproape toate drumurile regelui fiarelor vor deveni verzi. Succesul în muncă, norocul în dragoste, bunăstarea financiară și, pe lângă asta, o viață socială bogată, într-un cuvânt, armonia va domni literalmente în toate. Aceste lucruri nu se întâmplă, poate că va spune cineva și va fi corectă dacă nu discerni la timp darurile pregătite de soartă. Așadar, fii atentă la ceea ce se întâmplă în jurul tău, nu ignora sfaturile altor persoane și fii mai tolerantă față de punctul de vedere al altuia. Și încă ceva, nu te grăbi să ocupi singură tronul pregătit pentru tine. Lasă totul să meargă ca de obicei și, când va sosi momentul, vei afla cu siguranță despre asta. Iați luna aprilie ca ghid. În acest moment, se așteaptă o favoare specială a stelelor. Și în ce zonă norocul te mângâie, ele pentru moment tacă. Unele vor primi biletul norocos al unei căsnicii reușite, altele vor râpe banca la o anumită loterie, iar altele vor fi în frunta carierei. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. În 2022 vei învăța să ai încredere în înțelepciunea tot ceea ce se întâmplă și să arăți adevărata ta natură feminină. În anul tigrului, vei simți dorința de independență și o situație financiară stabilă. În relațiile cu rudele apropiate, trebuie să punctezi urile, oferind tuturor dreptul la spațiu personal. Planetele în 2022 vor crește dramatic importanța creativității și a inspirației în viața ta. De asemenea, te vor asigura că ai succes în problemele inimii. Jupiter în pești, unde va sta până la jumătatea lunii mai, va promova relaxarea eficientă și un interes sporit pentru psihologie și artă. Din iunie până în octombrie, după ce s-a mutat în zodia Berbec, Jupiter îți va oferi noroc personal și simpatie celor din jur. Datorită influenței sale, îți vei schimba profitabil imaginea și autoprezentarea. Luna neagră, aflată în constelația Racului din aprilie până la sfârșitul anului 2022, va încerca să te provoace la acțiuni nerezonabile, suspiciunea, îndoiala de sine sau înșelăciunea excesivă sunt toate intrigile ei apelează la generozitatea și etica inerenteție pentru a te ajuta. Dacă ești născut între 23 iulie și 1 august, în primăvară te vei simți ca o regină seducătoare, principalul lucru este să-ți amintești regulile bunei cuvințe și simțul proporțional. Vârful popularității și norocului tău vor fi în perioada de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii august, în ianuarie și februarie. Planetele vor atrage oameni strălucitori către tine și te vor învăța un hobby util. În lunile mai și august, există o mare probabilitate de turneu în străinătate într-o companie plăcută. Dacă ești născut între 2 și 12 august, anul 2022 al tigrului îți va fi amintit pentru călătorile tale, activitățile intelectuale și sociale intense, planifică schimbări majore în viața ta, fie că este vorba de o nuntă sau o schimbare de reședință, pentru a doua jumătate a anului. Începând de din iunie, vei experimenta un succes copleșitor cu sexul opus. Din iunie până în septembrie, o casă va necesita controlul vigilent. Septembrie și octombrie va duce încrederea celorlalți. Dacă ești născut între 13 și 23 august, din februarie până în aprilie 2022, vei putea să-ți extinzi cercul de interese și beneficiezi de mecenat în eforturi importante. Din luna mai până în iulie, inspirația te va întovără și în proiectele creative. Toamna, magnetismul tău natural se va manifesta cu o forță specială, rezultatul îl vei vedea în noiembrie și decembrie, dar nu abuza de farmecul tău. Dragostea în 2022. În 2022, dacă ești norocoasă, ești atât de norocoasă în toate. Lista fanilor nu va avea sfârșit nici în anul următor. Aceste lucru se aplică în principal femeilor. Nu rata șansa. Într-o singură persoană vei găsi totul, dragoste, un interlocutor interesant, un prieten fidel și un sprijin material de încredere. Prinde norocul doar cu cea căror inimă este liberă, dar inima leoaicelor de familie va flutura de mai multe ori. La urma urmei, o amare și iubitoare, este bine dacă dragostea rămâne în familie, în caz contrar, sunt posibile probleme majore. Fii prudentă la sfârșitul lunilor ianuarie și februarie, în acest timp, partenerii tăi vor fi deosebite de sensibili și intuitivi, chiar și flirtul inofensiv poate provoca o reacție ascuțită și o confruntare lungă, care nu se va termina bine. O repetare a situației este posibilă la începutul lunii noiembrie, dar pentru cele a căror viață de familie s-a crăpat anul trecut, are sens doar să profite de ocazie și să-și schimbe situația în bine. Există două opțiuni, cârpește vechea barcă de dragoste sau mută-te pe o nouă navă confortabilă. Va fi o mare tentație de a merge cu a doua opțiune, dar, înainte de a lua o decizie, gândește-te bine. Mai este timp până la jumătatea lunii mai. Banii pentru 2022 În ceea ce privește munca, cele născute sub semnul leului, în 2022 nu vor avea timp să se balanceze pentru a-și pune în aplicare planurile profesionale. Prin urmare, nu trage de timp după sărbătorile de iarnă și trece la treabă imediat ce vacanțele de anul nou se termină. Cea mai mare parte a muncii trebuie făcută înainte de sfârșitul primăverii. Tigrul, guvernatorul anului 2022, promite un patronaj special pentru profesiile creative ale leului, actori, artiști și designeri. Vin vremuri bune pentru profesori și educatori, nu vor lipsi elevii. Mai mult decât de obicei, va exista o cerere pentru specialiști în frumusețe, sportivi, Lucrători din domeniul turismului și agenții de căsătorie. În toate aceste domenii poți căuta dacă nu ai decis încă o profesie. Antreprenorii privați ar trebui, de asemenea, să privească mai atent aceste domenii și, dacă este necesar, să își reproiecteze afacerea, deoarece aici se va concentra cea mai mare parte a fluxurilor financiare. Este recomandabil să finalizez toate tranzacțiile monetare, încheierea unor contracte și acorduri importante înainte de octombrie. Stelele avertizează, la sfârșitul anului 2022, reduriscurile financiare. Nu te încrede în străini, chiar dacă intențiile lor par bune. În decembrie, încearcă să păstreze o distanță rezonabilă de colegită și să păstreze afacerile personale private. Sănătatea în 2022, pentru a evita munca excesivă și diverse probleme de sănătate, astrele îți recomandă să încerci să alternezi activități, precum și să menții un echilibru între muncă și odihnă. Cea mai vulnerabilă în 2022 poate fi glanda tiroidă, care este asociată cu sensibilitatea și fundalul emoțional. Prin urmare, Astrele te sfătuiesc să-ți aprovizionezi dieta nutritivă cu alimente bogate în iod, de asemenea, nu uita de activitatea fizică și fii atentă la cantitatea și calitatea alimentelor pe care le consumi. În ceea ce privește vacanța din 2022, tu iubești soarele cel mai mult dintre toate semnele zodiacale, prin urmare, după vacanță, te vei simți revigorată numai dacă te răsfăți la soare toate zilele. Așa că alege stațiuni însorite, călătorește în țările sudice, în ultimă instanță, poți face plajă în țară, cele mai bune luni pentru vacanță, mai și august, horoscop chinezesc 2022 pentru leu. Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, în 2022, principalele motivații ale leilor născuți în anul șobolanului vor fi asociate cu copiii, creativitatea și profesia. Horoscopul pentru anul tigrului arată că a timpul pentru dezvăluirea și realizarea talentelor tale remarcabile și nu se așteaptă obstacole în acest sens. Chiar și nașterea unui copil nu va fi excomunicată. Fiind îndrăzneață și aparte la o competiție creativă, există o mare probabilitate de a câștiga în ea. Dacă în horoscopul chinezesc ești bău, noi cunoscuți, Numeroase contacte și o viață socială aglomerată te vor lipsi de pace în anul tigrului. Și ceea ce este interesant, oboseala îți va fi necunoscută. Vei putea rezolva multe probleme care bată din aripi de mai bine de un an. Pe scurt, prinde momentul de noroc, iar intuiția te va ajuta în acest sens. Pur și simplu nu te alarma dacă observi bruscabilitatea de a vedea totul și pe toată lumea din când în când. Folosește această armă în scopuri proprii, dar nu abuza de ea. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru, principalele evenimente din 2022 pentru lei tigru vor avea loc departe de zgomotul orașului, poate în liniștea biroului, dar există un singur avertisment, locația ar trebui să fie proprietatea ta, există toate condițiile prealabile pentru a fi atrasă de natură. Poate că vei fi chemată de suflet în locurile natale. Poate vei veni cu o idee neașteptată să te muți din oraș într-un sat glorios. Poate că vei decide brusc să creezi o fermă pentru creșterea iepurilor. Acesta din urmă va reuși mai multe decât altele. Dacă în horoscopul chinezesc ești iepure, dacă s-ar da note pentru modul în care o persoană va trăi anul următor al vieții sale, atunci pentru anul 2022, cu siguranță ți-aș fi acordat cel mai mare scor, deci, fă tot posibilul, și vor exista o mulțime de cazuri care necesită participarea ta, și în primul rând, aceasta este o activitate profesională, mai ales dacă este legată de creativitate, și dacă te decizi brusc să-ți începi propria afacere, asigură-te că e în considerare domeniul afacerilor de înfrumusețare, modă și restaurant. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, dragonile vor trebui să lucreze din greu în 2022, dar poți găsi un compromis minunat, să mergi la lucru ca într-o vacanță. Mai mult, îți va fi oferit imboldul sub formă de stimulente materiale. Este doar o chestiune de a fi la locul potrivit la momentul potrivit, îți dau un indiciu. Ora X, luna aprilie. Locurile potrivite? Ateliere de artă, saloane de coafură, hoteluri, sanatorii, băi și tot ce ține de mare, păstrează toate acestea în secret și nu fă publicitate intențiilor tale. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, lei născuți în anul șarpelui, în 2022 au două scenarii posibile. Primul, de revelion îți întâlnești destinul. În al doilea rând, Încet și încrezător urci pe scara carierei și pe una dintre trepte și cel mai probabil pe ultima, sufletul pereche te așteaptă. Toate acestea nu se vor întâmpla dacă ești fericit căsătorită. Un plan diferit a fost dezvoltat pentru tine. Un program neregulat de lucru și, eventual, un program alunecos. unecos. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal pentru lei născuți în anii calului, totul merge bine, ca și celor mai mulți lei. Dar cu o diferență semnificativă. Anul tigrului îți va oferi mai multe cadouri și, cel mai important, toate vor fi scumpe. Ei bine, dacă nu cadouri, atunci moștenirea te va arde cu siguranță și completă neașteptat. Cu toate acestea, conform legii genului, vei ajunge undeva unde ar putea scădea. Prin urmare, nu ispici soarta, supraveghează-ți proprietatea. Plătește banii pentru asigurare și instalează o alarmă în apartamentul tău. Orice imobil este amenințat. Dacă în horoscopul chinezesc ești capra, în anul tigrului vei avea principalele evenimente în activitățile tale profesionale. Aspirațiile tale vor fi satisfăcute, așa că nu ezita să solicite o promovare sau o creștere a salariului. Fericirea va cădea în viața personală dacă pleci într-o călătorie în străinătate în luna mai, dar reține, succesul îți poate întoarce puțin capul și vei fi atrasă de fapte. Fi deosebită de atentă la mijlocul verii, dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță. Pentru lei născuți în anul mai muței, totul este în 2022 orice ar spune, grozav, judecă singurică. Ai visat de multă timp la propria afacere? Mă rog, te gândești să obții un loc de muncă mai bun? Nici o problemă. Treci de la plan la acțiune. Ai nevoie de un împrumut pentru nevoi urgente? Poți primi. Și în cele mai favorabile condiții va fi dragoste. Câtă vrei. Numai că există mici îndoieli că va fi timp pentru asta. Ai prea multe lucruri importante și serioase în fața ta. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, Planurile tale pentru 2022, anul tigrului, sunt într-un fel sau altul legate de întrebări asociate cu viața personală și, eventual, autoeducare. Pot apăra noi interese și, împreună cu ele, oameni interesanți, iar dorința arzătoare de a-ți îmbunătăți calitativ poziția în toate privințele va da roade. Singura condiție, fi clară cu privire la prioritățile tale și fi deschisă cu privire la intențiile tale. La sfârșitul anului, vor fi create condiții pentru o soluție de succes la problema locuințelor. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, viața ta și va urma cursul, în a doua jumătate a anului, există toate șansele pentru finalizarea cu succes a proiectelor și problemelor inițiate anterior. Acest lucru va afecta în principal sfera profesională. Există o mare probabilitate de a obține un nou loc de muncă profitabil sau un progres vizibil în același loc. În orice caz, încearcă să nu iei inițiativa. Ai încredere în cursul natural al vieții. În relațiile de familie și personale, certitudinea va fi stabilită de la sine. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, lei născuți în anii mistrețului, în noul 2022 am o combinație regală, există o bună oportunitate de a atinge înălțimi până acum fără precedent atât în profesie, cât și în viața personală, și într-o astfel de situație va fi imposibil să stai liniștită. Se așteaptă multe călătorii, inclusiv cele în străinătate, vor apărea mulți cunoscuți noi în țările îndepărtate. Va trebui să experimentezi senzații unice și să obții o mulțime de impresii plăcute. Totuși, încearcă să nu devii euforică. Lucrurile mari se realizează numai cu un cap sobru. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!